Domnule primar, stimată doamnă secretară, stimați colegi, stimate invitați. Un salut călduros, vă spun bine ați venit și bine ne-am reîntâlnit la noi acasă. De ce la noi acasă? Vă spun. Pentru că la primărie, la școală, la biserică, putem să spunem că suntem la noi acasă. Suntem într-o familie. Cu familie. Și de ce la noi acasă? Că aici ne-am născut, aici am crescut, aici am stat, aici ne-am format. De aici am plecat și înapoi ne-am turnat. Folosesc cuvântul înturnat, de la torna, frate, un cuvânt care s-ar spune că ar fi printre primele cuvinte în limba română. Aici e o mică istorioară care vom intra în discuție. Atât de bun. Doamnă secretar, vă rog prezența, dacă... Răspunde din 13, da? Unii s-au înturnat, au spus drept, dar unii au stat aici tot timpul. Da, care s-au... Și unii au venit. Da, așa. Și venetici. Prezența. Dacă venetici, eu vreau... Așa. Putem și pe nimic. Prezența este... Ala e da? Da. Deci trebuie să... Vă dăm cuvântul să ne prezentați procesul verbal de la ședința anterioară. Bună ziua. Să rog. Dau citire procesului verbal din data de 27.09.2019. Deci proces verbal încheiat astăzi 27.09.2019 în ședința ordinară a Consiliului Local Parava, consilier prezent 13 din 13. S-a trecut la alegerea lui președinte ședință, întrucât a expirat mandatul domnului consilier Blaga Daniel. Domnul Tomozei l-a propus pe domnul Bobo Valentin, domnul Bobo Valentin a refuzat, domnul Dedu Vasile l-a propus pe domnul Cimotaru Constantin, care a fost avis cu unanimitate de voturi. Secretarul UAT a dat citire procesului verbal al ședinței anterioare, care a fost adoptat cu 13 voturi pentru. Președintele ședinței a dat citire ordinii de zi, care a fost aprobată în unanimitate. Domnul Bucă Ovidiu, la citire referatului de aprobare și proiectului de hotărâre prin care se soluție liberea atunci în ședințe primare al Comunei Parava, Iminion. Secretarul UAT a dat citire avizului de legalitate cu privire la acest proiect de hotărâre, aviz de legalitate ce prezintă obiecțiuni, în sensul că asemenea hotărâre ar putea fi luată după întâlnirea unei comisii mixte, în conformitate cu articolul 127 din codul administrativ, care să aibă obiect analiza activității domnului viceprimar pentru a vedea dacă solicitarea de eliberare din funcție este temeinic justificată, așa cum prevede articolul 152 din codul administrativ, și a atenționat Consiliul Local că în situația în care va vota o hotărâre fără respectarea avizului de legalitate, va pune Consiliul Local Parava într-o stare de vulnerabilitate, în sensul că acesta ar putea fi obligat de către instanța judecătorească să plătească daunul interese domnului viceprimar și că, în conformitate cu legislația în vigoare, consilierii locali ar putea fi acuzați de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, întrucât consilierii locali răspund penal pentru hotărârile adoptate prin încălcarea legii. Domnul președinte ședința a dat cuvântul domnului viceprimar. Referitor la acuzațiile celor 5 consilieri locali, domnul viceprimar i-a invitat în teren pentru a constata la fața locului că acuzațiile sunt nefondate. Domnul viceprimar a specificat că o parte din acuzații nu se pot aduce întrucât este acuzat că nu și-a îndeplinit anumite atribuții pe care nu le are în fișa postului. Domnul viceprimar afirmă că poate depune documente într-o ședință viitoare prin care poate demonstra netemenicia acuzațiilor aduse. Domnia sa consideră că acest proiect de hotărâre este un act politic abuziv și nu poate fi considerat o acțiune disciplinară fără a-i se da posibilitatea de a demonstra cu acte că și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu în mod corespunzător. Domnul președinte al Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local de Parava, domnul Chivașa Mancel, afirmă că în cadrul Comisiei Juridice proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil
cu condiția să se țină cont de aviză de legalitate dat de secretarul Walter Faraba. În sensul că este necesară analizarea activității domnului viceprimar în cadrul unei comisii mixte pentru a demonstra temenicia eliberării din funcție. Domnul primar a făcut și el referire la termenul de temenic, în sensul că este dificil de a aprecia temenicia fără a realiza o anchetă care să stabilească acest lucru. Domnul Bobov Valentin propune întâlnirea unei ședințe extraordinare, termen de o săptămână, care să cerceteze activitatea domnului viceprimar, întrucât motivele invocate de către cei cinci consilieri nu par temenice. Domnia sa consideră că trebuie verificat care sunt prejudiciile aduse prin activitatea presupus de eventuoasă către domnul viceprimar. Și domnul Blaca Daniel a propus o ședință extraordinară în care să fie verificată activitatea domnului viceprimar. Domnul Tomozei Ioan a întrebat dacă pe parcursul activității sale domnul viceprimar a primit sancțiuni. Domnul primar a răspuns că domnul viceprimar a primit doar mustrări verbale. Domnul Cipotaru Constantin consideră că trebuie să-i se dea posibilitatea domnului viceprimar să se apere, dar și inițiatorii de proiect au dreptul de a susține proiectul. Domnul Bucă Ovidiu consideră că nu mai este necesară amânării luării unei hotărâri, că este necesar doar un vot politic, că sunt temeinice motivele invocate în proiectul de hotărâre și că nu este necesar să-i se dea posibilitatea domnului viceprimar să-și expună argumentele în ședință viitoare. Cei cinci consilieri nu au adus nicio dovadă care să sprijine temenicia solicitărilor. S-a supus la vot propunerea domnului Bobov Valentin, prin care s-a solicitat amânarea luării deciziei de eliberare din funcția domnului viceprimar cu proședință extraordinară. În favoarea acestei propuneri au votat următorii consilieri: Ichim Ion, Bobov Valentin, Panainte Ioan, Vișcu Florin, Tilibașa Maricel, Tomozei Ioan. Un vot negativ au dat următorii consilieri: Soare Vasile, Cipotaru Constantin, Blaga Daniel, Deliu Vasile, Bucă Ovidiu, Manea Mihai și Sudit Petru. Astfel, propunerea domnului Bobov Valentin nu a fost aprobată. Consilierii au solicitat să voteze eliberarea din funcția viceprimarului comunei Paraba, fără a ține cont de avizul de legalitate dat de secretarul OAT Paraba, deși acesta le-a atras atenția că se încalcă legea și că pun Consiliul Local într-o situație de vulnerabilitate, în sensul că în situația în care domnul viceprimar conteste în instanță această hotărâre, Consiliul Local va fi obligat să plătească domnul viceprimar daune interese. Secretarul OAT a împărțit buletine de vot consilierilor, iar acestea și-a exprimat votul în mod secret. Prin consens, consilierii au stabilit o comisie formată din Bobov Valentin, Ilibașa Mancel și Manea Mihai, care să numere voturile. După ce s-a încheiat procesul de votare, comisia a numărat voturile. Voturile au constat în felul următor: 8 voturi pentru eliberarea din funcția domnului viceprimar, 4 voturi împotrivă, un vot a fost nul. Având în vedere prevederile articolului 152 din Codul Administrativ, care solicită pentru eliberarea din funcția viceprimarului o majoritate calificată, s-a constatat că nu s-a întâlnit această majoritate și anume 9 voturi. Pe cale de consecință, se consideră că proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția viceprimarului comunei Paraba, domnul Ichim Ion, nu a fost adoptat. Domnul primar a retras după ordinea de zi proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii mixte în vederea analizării activității domnului primar Ichim Ion, considerând că nu mai este necesară adoptarea acestuia, având în vedere rezultatul votului la proiectul prin care se propunea eliberarea acestuia din funcție. Domnul primar a dat citire referatului de admitere și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. S-a trecut la capitolul diverse. Secretarul OAT a dorit să dea citire rapoartelor de activitate propuse de consilierii Bobov Valentin, Bucă Ovidiu, Dădu Vasile și Cipotaru Constantin, dar consilierii au considerat că nu este necesar, urmând ca acestea să fie postate pe pagina de internet a instituției. Secretarul OAT a dat citire adresei Școlii Gimnaziale Paraba, prin care solicită desemnarea a 2 consilieri în cadrul Consiliului de Administrație a școlii și a precizat că doamna director Țiganciș Gabriela a cerut înlocuirea domnului consilier local Sudit Petru, întrucât acesta nu participă la ședințele Consiliului. Domnul Sudit Petru a declarat că nu are timp să participe. Urmare acestui lucru, în urma deliberărilor, Consiliul Local Paraba a desemnat ca reprezentanți pe domnul consilier Cipotaru Constantin și Tomozei Ioan. Domnul Tomozei Ioan a prezentat lista cu necesarul de balast care trebuie pus pe ulițele comunei. Domnul Sudit Petru a întrebat pe domnul primar de ce nu este luat gunoiul. Domnul primar a răspuns că se va interesa în acest sens. Domnul președinte de ședință a mulțumit pentru participare. Sunt ceva obiecții, mă rog,
Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci în unanimitate. Da. Dați-mi voie să trecem la ordinea de zi. Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Comunei Parava, județul Bacău, din 31.10.2019. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, este convocat în ședință ordinară pentru data de azi, 31.10.2019, ora 10, la sediul primăriei Comunei Parava, cu următoarea ordine de zi. Proiectul numărul 1. Revocarea hotărârii numărul 27/2019 cu privire la acordarea dreptului de realizare a investiției, reabilitarea sistemului de irigații Fulgeriș, județul Bacău, în comunele Puncești, Corbasca, Parava. Inițiator, domnul primar Gheorghe Costel. Proiectul numărul 2. Aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava și a bugetului activității finanțate din venituri proprii aferente trimestrului 3 a anului 2019. Inițiator, primar Costel Lini. Proiect numărul 3. Modificarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Parava, județul Bacău. Inițiator, primar Gheorghe Costel. Proiectul numărul 4. Rectificare bugetară. Inițiator, primar Gheorghe Costel. Proiectul numărul 5. Aprobarea desfășurării activității de transport rutier de marfă în cont propriu. Inițiator, domnul primar Gheorghe Costel. Supunem la vot. Mai sunt ceva? Mai este. Scuzați, vă rog. Da. Proiectul numărul 6. Stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Comunei Parava, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Costel Veieș. Ești mare. Ca și suplimentare, am auzit și discuții pe la Comisia de Finanță. Săptămâna asta, luni, am primit banii de la Ministerul Învățământului pentru realizarea grupurilor sanitare interioare la școala Răduaia. Am primit. Deci se știe. Deci, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate, da. Se abține cineva? Împotrivă? Deci, în unanimitate, ordinea de zi a fost adoptată. Dăm citire proiectul numărul 1. Așa, domnul primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare pe marginea proiectului de hotărâre privind revocarea hotărârii 27/2019 emise de Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/1991, prevederea articolului 7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prevederea legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederea articolului 80 din legea 24/2000 publicată privind normele de tehnică legislativă pentru eliberarea actelor normative, prevederea articolului 255 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind la codul administrativ, examinând raportul doamnei Irma Maria Orban, secretar în cadrul Primăriei Comunei Parava, prin care se solicită revocarea hotărârii numărul 27/06/2019 privind acordarea dreptului de realizare a investiției reabilitarea sistemului de irigații Fulgeriș, județul Bacău, în comunele Puncești, Corbasca și Parava. Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea hotărârii numărul 27/06/2019 privind acordarea dreptului de realizare a investiției reabilitarea sistemului de irigații Fulgeriș, județul Bacău, comunele Puncești, Corbasca și Parava. Față de cele prezentate, rog analiza și aproba următoarea hotărâre. Hotărârii privind revocarea hotărârii numărul 27/2019 cu privire la acordarea dreptului de realizare a investiției reabilitare sistemului de irigație Fulgeriș, județul Bacău, în comunele Puncești, Corbasca și Parava. Consiliul Local Parava, județul Bacău, având în vedere prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificare și completarea legii fondului funciar numărul 18/1991, prevederea articolului 7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prevederile legii numărul 54/2004 privind contenciosul administrativ, prevederea articolului 80 de legea 24/2000 publicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevederea articolului 255 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind la codul administrativ, analizând referatul de aprobare a primarului Comunei Parava, raportul doamnei secretar Irma Maria Orban al Comunei Parava, județul Bacău, avizul Comisiei Juridice, întemeiu prevederea articolului 129 aliatul 1 din
Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ propune. Articolul 1. Se revocă hotărârea 27 din 2019 cu privire la acordarea dreptului de realizare al investiției reabilitare în sistemul de irigație Fulgeri, județ Bacău, în comunele Fulgești, Corbasca și Palava. Articolul 2. Privirea secretarului comunii Palava, județ Bacău, prezentă hotărârea va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Restriți proiectul județului Bacău, primarul comunii Palava, instituțiilor interesate. Da, noi am adoptat această hotărâre la cerințele comunilor Pâncești, în mod special și Corbasca, pentru că ei erau cumva avantajați de acest sistem de irigații. Pentru cine știe, acest sistem de irigații doar traversează o parte din pășunea comunală Palava din zona Pâncești, adică alimentarea ar fi undeva din canalul de fugă, amont de uzină, traversează pășunea noastră, după care se desfășoară traseul pe teritoriul comunilor Pâncești, Corbasca, în propriu spus, Marvila, pentru grădinare special, care nu aveți colegi pe acolo. La controlul legalității la instituția prefectului, am fost chemat cu doamna secretar și mi s-a explicat că nu atât de simplu îi dăm noi doar o hotărâre, pentru că acolo ar trebui să, înaintea acestei hotărâri, ar trebui să avem niște aveze de la Direcția Agricolă de scoaterea din circuitul agricol pe o perioadă determinată, adică pe perioada execuției lucrărilor, lucru pe care noi nu l-am făcut. Am încercat să demarăm, am luat legătura cu primarul comunii Pâncești, a spus că nu-l mai interesează, chiar dacă revocăm, el în foarte în urmă cu derularea proiectului de reabilitare a sistemului de irigație, să nu facem niciun demers, doar să facem revocarea. Noi o să facem revocarea astăzi, tot astăzi sau mâine o să o comunicăm. Dacă ulterior o să mai aibă nevoie, o să luăm la început, dar pas cu pas cum trebuie făcut, cu avizele necesare. De asta am venit cu revocare. Mai ia ceva, domnul președinte, la ședință. Informațiile de la prefectură sunt mai importante, deci aș fi spus. Dacă asta e procedura și trebuie întâi avizele, așa e, amânăm, revocăm. Comisia Buget. Supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate, proiectul numărul 1 a trecut. Proiectul numărul 2. Aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuielile a Comunei Parava și a bugetului activității finanțate din venituri proprii aferente trimestrului 3 al anului 2019. Domnule primar, vă rog, mulțumesc. Referat de aprobare privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere prevederile secțiunii 4, articolul 49, aliatul 12 din legea 273 din 2006, analizând raportul doamnei contabile Rotaru Ileana din cadrul aparatului de specialitate din zborna primarului Comunei Parava, județul Bacău, în temeiul prevederii articolului 45, aliatul 1 și colaborat cu prevederile articolului 115, aliatul 1, litera B din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli. Față de cele prezentate, vă rog analiza și aproba prezenta hotărârii. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava și a bugetului activității finanțate din venituri proprii aferente trimestrului 3 al anului 2019. Consiliul Local Parava, județul Bacău, având în vedere prevederile secțiunii 4, articolul 49, aliatul 12 din legea 273 din 2006, analizând raportul de aprobare a primarului Comunei Parava, raportul doamnei contabil Rotaru Ileana din cadrul aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunei Parava, județul Bacău, avizul Comisiei pentru programele de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, în temeiul prevederilor articolului 155, aliatul 4 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, prin codul administrativ, propune. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava și a bugetului activități finanțate din venituri proprii la nivelul trimestrului 3 al anului 2019, așa cum este prevăzut în anexa 1. Articolul 2. Anexa 1 face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 3. Prin grijă secretarului Comunei Parava, județul Bacău, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instrucție prefectului județului Bacău, primarului Comunei Parava, compartimentul de specialitate. Aveți materiale în față?
Domnul Mișcu. Total venituri. 3.806,35. Prevăzut, realizat 4.349,12. Secțiunea funcționare total, 3.151,20. Realizat 2.958,98. Din care, impozit pe venit din transferul proprietății. Prevăzut 1, realizat 1,39. Cote defalcate din impozitul pe venit. Prevăzut 124,50, realizat 126,61. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Prevăzut 264,75, realizat 284,086. Sume repartizate din fonduri la dispoziția Consiliului Județean. Prevăzut 186,75, realizat 132,93. Impozit pe clădiri de la persoane fizice. Prevăzut 40,50, realizat 41,70. Impozit pe clădiri de la persoane juridice. Prevăzut 19, realizat 15,35. Impozit pe teren de la persoane fizice. Prevăzut 72, realizat 65,99. Impozit pe teren de la persoane juridice. Prevăzut 0,50, realizat 0,55. Impozit pe teren extravilan. Prevăzut 88, realizat 72,17. Taxe judiciare de timbru. Prevăzut 00, realizat 0,60. Alte impozite și taxe pe proprietate. Prevăzut 25, realizat 5,56. Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile centralizate comune. Prevăzut 186, realizat 118. Sume defalcate din TVA pentru drumul. Prevăzut 90, realizat 90. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Prevăzut 177,00, realizat 1773,00. Taxe hoteliere 0000. Impozite mijloace de transport persoane fizice. Prevăzut 61, realizat 42,26. Impozite mijloace de transport persoane juridice. Prevăzut 45, realizat 48. Taxe autorizații funcționale. Prevăzut 3, realizat 1,88. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor. Prevăzut 8, realizat 7,06. Alte impozite și taxe. Prevăzut 00, realizat 1,58. Venituri din concesiuni. Prevăzut 21, realizat 21,71. Alte venituri pe proprietate. 0000. Venituri din prestări servicii. Prevăzut 00, realizat 0,02. Taxe extrajudiciare de timbru. Prevăzut 00, realizat 0,52. Venituri din amenzi. Prevăzut 37, realizat 37,29. Alte amenzi și penalități. Prevăzut 22, realizat 11,11. Taxe speciale. Prevăzut 189,20, realizat 168,99. Sume din finanțarea anului precedent. Prevăzut 00, realizat 00. Alte venituri 0000. Donații și sponsorizări 0000. Bărsămintele din secțiunea funcționare pentru secțiunea dezvoltare. Prevăzut minus 120, realizat minus 120. Subvenție de stat ajutoare pentru căzirea locuinței. Prevăzut 10, realizat 8,96. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea bolilor temporare de casă ale secțiunii funcționare, prevăzut 00, realizat 00. Sume alocate din bugetul ANCP pentru finanțarea lucrurilor de vizitare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, prevăzut 00, realizat 00. Secțiunea de dezvoltare total, prevăzut 655, 15, realizat 1390,14. Venituri din valorificarea unor bunuri. Prevăzut 00, realizat 00. Sume primite din finanțare PNDL. Prevăzut 202,53, realizat 202,52. Versământe din secțiunea funcționare. Prevăzut 120, realizat 120. Sume din excedentul bugetar la finalul de secțiune de dezvoltare. Prevăzut 00, realizat 735,0. AFIR, prevăzut 82,96, realizat 82,96. FEADER, prevăzut 249,66, realizat 249,66. Total cheltuiel, prevăzut 4.720,65, realizat 3.901,48, din care secțiunea de funcționare total 3.151,20, cheltuit 2.512,46. Din care autorități executive prevăzut 1.500,50, cheltuit 1.306,32.
Cheltuieli de personal prevăzut 1131,20, cheltuieli 993,16. Bunuri și servicii prevăzut 369,30, cheltuieli 313,16. Sume recuperate în anul precedent 00. Transfer între instituții publice, centre de ocrotire socială, prevăzut 21,70, cheltuieli 12,77. Transfer centre de ocrotire socială, la fel, la protecție civilă, prevăzut 60, cheltuieli 48,52. La învățământ, prevăzut 202, cheltuieli 54,45. Din care cheltuielile de personal prevăzut 172,50, cheltuieli 45,05. Tichete sociale, grădiniță și CES, prevăzut 19,50, cheltuieli 1,840. Burse, prevăzut 10, cheltuieli 5. Sume recuperate din anii precedenți 00. La cultură de creiere și religie, prevăzut 90,50, cheltuieli 58,59. Din care la cheltuielile de personal, prevăzut 44,50, cheltuieli 40,41, bunuri și servicii prevăzut 16, cheltuieli 10,59, transferul 30, prevăzut 7,59, cheltuieli. Asistență socială, prevăzut 747, cheltuieli 623,13, din care cheltuieli de personal 359 prevăzut, 305,86 cheltuieli. Cheltuieli materiale 450 prevăzut, cheltuieli 00. Ajutoare sociale în prevenirea indemnizației persoanei cu handicap, prevăzut 383,73, cheltuit 317,51. Sume recuperate în anii precedenți, prevăzut 0,93, indemnizat 0,93. Servicii și dezvoltare publică, prevăzut 271,50, cheltuit 180,28, din care cheltuielile de personal, prevăzut 89,35, cheltuit 79,37. Bunuri și servicii, prevăzut 182,15, cheltuit 100,91. Protecția mediului, prevăzut 168, cheltuit 159,61. Transportul, prevăzut 90, cheltuit 64,80. Secțiunea de dezvoltare total, prevăzut 1569,45, cheltuit 1339,03. Autorități executive, prevăzut 663,00, cheltuit 662,49. La învățământ, prevăzut 414,45, cheltuit 304,46. Active fixe, prevăzut 308,53, cheltuit 210,77. Finanțare externă after school, prevăzut 105,92, cheltuit 93,69. Cultură de creiere de religie, prevăzut 20, cheltuit 00. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, prevăzut 10, cheltuit 00. Protecția mediului, prevăzut 154, cheltuit 254. Transportul, prevăzut 268, cheltuit 267,54. Excedent total, prevăzut minus 914,30, realizat 447,63. Nu a fost discutat și la ședința anterioară pe comisii. Și dacă sunt întrebări, domnule colegi, rog Comisia Buget Finanțe, dacă are ceva. Sunt într-o ședință, sunați cu mine și vă sunem după. Da. La 87, cultură, recreere și religii. Prevăzuți 20, realizați 0,0. La care? La 87? La 87, cultură, recreere și religii. Ultima. Da, pe secțiunea de dezvoltare. Poftim? Pe secțiunea de dezvoltare. Da, da. Da, și cu ea, nu înțeleg întrebarea. Nu, e prevăzut 20, realizat 0,0. Nu s-o cheltuie niciun bani. Nu? Am cheltuit în ultimul timp, acum s-o cheltuie ceva. De la, adică asta se referă la lunile anterioare. Trimestul 3. Deci nu-i nimic. Nu s-o cheltuie nimic. Probabil că să vină în 4 cu... Zâlele astea sau... Azi nu rămână cu... Să rămână cu excedent. Nu, eu am discutat cu domnul Cicotaru, știi? Eu am discutat cu preoții, le-am spus să-și facă treaba în funcție de... Chiar dacă la parava preotul... Dinția nu mai este în viață Dumnezeu să lepte, s-a discutat cu comisii... Cu... Dar zâlele astea sau au luat ceva marfă... Și-a spus mai departe să-și facă treaba.
Deci banii au fost prevăzuți? Da, s-au luat de vreo 12.000 de lei sau cumva, poate de acolo. Vreau să se țină din scurt referatul preotului inițial și de tot ce este referat, din cu factul și noi îi vom face plasă. E curs de desfacere. Da, cu jos de bani. Mai sunt ceva pe la Comisia Buget, domnul președinte, mai aveți ceva? Nu. Domnul președinte, la juridic? E bine, dar așa au făcut Comisia de Specialitate, nu mai are. Deci alte probleme nu mai sunt, nu? Supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Deci, în unanimitate, proiectul este aprobat. Trecem la proiectul numărul 3. Modificarea organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate al primarului comunei Parava, județul Bacău. Domnule primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare pe marginea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Parava, județul Bacău. Primarul comunei Parava, județul Bacău, având în vedere prevederea ordonanței de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Prevederea articolului 7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Prevederea legii 53/2001 privind codul muncii. Legea 155/2010 privind poliția locală cu modificările și completările ulterioare. Prevederea articolului 80 din legea 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea unor acte normative. Examinând raportul domnului Ghiță Masă, responsabil de sus, Iomani, în cadrul primării comunii Parava, propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcție aparatului de specialitate al primarului comunii Parava. Față de cele prezentate, rog analiza și aproba prezenta hotărâre. Proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunii Parava, județul Bacău. Consiliul local Parava, județul Bacău. Având în vedere prevederea ordonanței de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, articole 405, 407, 409, 610, 611, 628, prevederea articolului 7 din legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prevederea legii 53/2001 privind codul muncii, legea numărul 155/2010 privind poliția locală cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 80 din legea numărul 24/2000 republicată privind normele tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, analizând referatul de aprobare a primarului comunei Parava, raportul domnului Dință Marius, responsabil de resurse umane în cadrul aparatului de specialitate în sporina primarului comunei Parava, județul Bacău, avizul de specialitate a Comisiei Consiliului Local și în temeiul prevederii articolului 129, alineatul 2, litera A, alineatul 3, litera C, articolul 139, alineatul 1 și articolul 196, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, prin codul administrativ, propun articolul 1. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcție al comunei Parava, județul Bacău, prevăzută în anexele 1 și 2, care fac parte integrală din prezenta hotărârii. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului comunei Parava, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în afișare. Cred că aici am mai măsură să vă dea mai multe explicații pe doamna secretară. Da, ați discutat. Da, nu înființăm posturi noi, numai că trebuie să facem rocade la un compartiment, la altul, deși luna viitoare e posibil să venim cu încă o modificare, ne cere Administrația Finanțelor Publice încă un post de auditor. Deci nici ăla unul nu s-a ocupat sau nu se va ocupa prea recent, dar ne cere încă un post de auditor, o să vedem o organigramă. O să-l scoate la concurs, o vedem dacă s-a ocupat sau nu. Deci dacă nu mai este, nu mai e nevoie de explicații, asta e tot. Sunt ceva probleme de întrebat? Domnul președinte, la juridic, aveți ceva? Nu, dacă treaba este explicată și fiecare înțelege despre ce vorba și ce costă modificarea aceea. Sunt modificări solicitate de intrarea în vigoare a noului cod administrativ. Nu apoi angajăm pe nimeni, nu facem nimic, doar schimbăm titulatul. Dacă se schimbă alt guvern și alte idei, iar o să vedem ce idei au, deocamdată asta e, ne supunem legilor și în vigoare. Cât timp este în vigoare, suntem obligați să respectăm. Sigur, fără niciun comentariu. Mai sunt alte probleme? Supunem la vot. Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva, nu? Doar mea astăzi, nu vedeți.
unanimitate de proiectul a fost trecut. Trecem la proiectul numărul 4. Rectificare bugetară. Domnule primar, aveți ordine. Referat de aprobare pe marginea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Primarul Comunii Bălava, județul Bacău, având în vedere legea 2 din 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. Prevederea articolului 49 de legea 273 din 2006 rectificată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Prevederea articolului 129 alătul 4 literar din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Examinând raportul doamnei Rotaru Iuliana, contabil din cadrul primării Comunii Bălava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Față cele prezentate, loc analiza și aproba prezenta hotărârii. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bălava. Consiliul Local Bălava, județul Bacău, având în vedere legea 2 din 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. Prevederea articolului 49 din legea numărul 273 din 2006 republicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Prevederea articolului 129 alineatul 4 litera din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ. Examinând raportul doamnei Rotaru Iuliana, contabil în cadrul primăriei Comunii Bălava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, referatul de aprobare a primarului Comunii Bălava, județul Bacău, în temeiul prevederii articolului 129 alineatul 4 litera, articolul 139 alineatul 3 litera din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, propune articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Bălava, județul Bacău, conform anexei 1, ce este parte integrată de prezenta hotărârii. Articolul 2, cu ducerea de plinirea prevederilor prezentei hotărâri, răspunde domnul Dedi Costel, primarul Comunei Bălava, împreună cu compartimentele de specialitate. Prin grijă secretarului Comunei Bălava, prezenta hotărâri va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituții prefectului județul Bacău, trezoria Bacău, primarul Comunei Bălava, compartimentului contabilitate. Am citit la anexa 1. Nu știu cum să o citesc, să fiu și explicit sau înțeles. Ideea este așa că anexa nu ne corespunde pentru că ideea era trebuie să țineți cont. Au intrat bani de la... Da, trebuie să țineți cont de ultimul referat, ultimul raport de aprobare al doamnei. Da. Așa trebuie să arate, să înțelegeți. Adică pot rădea, mă, la bază, hotărârii, exact, după... Exact, exact. Banii primiți de la Ministerul Învățământ. Da. Da, la capitolul 51.01.03, autorități executive. Furnituri de birou se suplimentează cu 0,40. La capitolul 51.01.03, autorități executive, materiale de curățenie, se diminuează cu 0,40. 0,40 la curățenie se duce la 0,40 la curățenie se duce 0,40 la furnituri de birou. La capitolul 51.01.03, carburanți, lubrifianți, se suplimentează cu 5. 5.000. La capitolul 51.0103, PSD schimb, se diminuează cu 13,10. La capitolul 51.03, sub capitolul 20.02.00, reparații curente, se suplimentează cu 7,10. La capitolul 51.0103, sub capitolul 20.13.00, pregătire profesională, se suplimentează cu 1,75. La capitolul 51.0103, sub capitolul 20.30.03, asigurări non-viață, se diminuează cu 0,75. La capitolul 61.0500, protecție civilă, sub capitolul 20.01.05, carburanți, lubrifianți, se suplimentează cu 5. Domnul primar, ar trebui să țineți cont și raportul ultimul care a făcut doamna contabilă, fiindcă se regăsesc sumele astea mai mari în, la pregătire profesională, da? S-o suplimenta cu 3,5. Și celălalt? Sunt diferențe? Da. Deci dumneavoastră ne-a spus că suplimentează cu 1,75, dar de fapt, prin raportul doamnei contabile, suplimentează cu 3,5. Stați
Stați o secundă ca să produc să scot din calculator la finala hotărârii și în felul acesta e mai ușor, domnul primar. Deci, dumneavoastră, domnul la pregătire profesională și asigurări în viață. Se ia la asigurări și se trimite la pregătirea profesională. Și am terminat cu... cu funcționare. Capitolul, da, 20.02 și 20.13. Astea două. Forma finală o să fie cea ultima dată din doamna contabilă. Da. 3,5. Cât? 3,5. Nu ai raportul ăsta ultimul al domnului contabil? Ăsta. Trebuie să-l ai acolo. Dar am făcut copii. Ultimul, până la ultimul. Unde spune că pleacă la pregătire profesională 3,5, da? Da, așa. Și asigurări nu în viață. Se diminuează cu pregătirea. Până acum ne-ai citit că diminuează 3,3. Mai puțin. 0,75. Faptul mai 3,3. Bun, și acum să dezdămâriți acolo, că suntem la mai departe? Da, suntem lămuriți. Noi suntem lămuriți, dar... Doamna potabilă. Bine, doamna secretară. Așa și doamna potabilă și aduce lămurile. Da, astea două subcapitole. Deci, deputate din Consiliul Județean al Muntenii, da? Da, da, înțeles. La forma finală, care o aprobăm. Deci, la pregătire profesională. Și la capitolul 68.05.02, asistență socială. Asta este. Se la capitolul 68.05.02, asistență socială, sub capitolul 20.13.00, 3,3, da? Deci se diminuează cu 3,3. Da? Da. La capitolul 68.15.01 ajutor social, sub capitolul 57.02.02 ajutoare sociale în natură, se diminuează cu 5. Da? Da. La capitolul 70.05.01 alimentare cu apă, sub capitolul 20.01.13, încălzit, iluminat, forță motrică, se suplimentează cu 35. Da? Da. La capitolul 70.07.00 alimentare cu gaze naturale, sub capitolul 20.16.00 studii, se diminuează cu 40. 40, da. La capitolul 64.05.01 salubritate, sub capitolul 20.01.04 apă și canal, se suplimentează cu 8,30. Da? Total 66.05. Ambele coloane. Deci diminuare cu suplimentarii. Deci, la partea de venituri, am băgat banii care ne-au fost virați de către minister, da? Deci 74.000 de lei. Deci va fi. Poftim? Ne-au fost virați banii ăștia. Deci e altceva, deci da, exact, e ceea ce discutați dumneavoastră. Da. Și am băgat ultimul raport al doamnei în HCL-ul care va fi final. Pentru că eu deja făcusem un PHCL și nu mai puteam să fac un alt PHCL. Dar când țin cont, când fac hotărârea finală, trebuie să țin cont și de ultimul raport al doamnei contabil. Înțelegeți? Da. Din acest motiv nu v-am trimis un alt PHCL, dar v-am trimis suplimentarea raportului de specialitate. Înțelegeți? Așa. Și sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare sunt 74.000 de lei. Deci asta era ideea. Într-adevăr, s-a suplimentat la pregătire profesională, deci e 3,30. 3,5. Nu. Scuzați-mă, citeam la asistență socială, la pregătire profesională nu văd.
Pregătire profesională, 3 zile, asistență socială. Așa. Și mai era pregătire profesională, autorități executive, 5,25. Suplimentare. Deci, la autorități executive, pregătire profesională, 5,25. Da, l-ați găsit, da? Da, trebuie mântare okay. Special. Așa. Bun. 3,5 la pregătire profesională. Da, pentru că suntem obligați să trimitem la curs pentru SVSU. Ne-am explicat domnilor consilier pe ședința de specialitate. Până pe 27 decembrie trebuie să depunem documentație pentru reavizare în vederea funcționării pe ISU și cei de la ISU ne cer în mod obligatoriu să avem persoane calificate, deci cu studii pe anumite posturi. Practic îl facem pe domnul Marisol inclusiv. N-avem ce să facem, dar asta e situația. Adică, ca să nu angajăm, băgăm totul pe un singur om. Înțelegeți? Dar îi trebuie acele avize atestate de la ISU. Pentru inspector protecție civilă, da. Pentru șef SVSU și pentru persoana de semnat. Da. Trebuie toate chestiile astea. Și nu știu dacă e băgat, dar trebuie băgat și aici. Doamna care se ocupă de arhivă trebuie să aibă de la arhivele statului un atestat prin care rezultă că a absolvit niște cursuri de arhivă. Dacă nu, se lasă cu amendă rău de tot. Deci eu am crezut inițial că ocupându-se doamna de arhivă are acele cursuri, pentru că este la nivel național. Numai că ea avea doar dispoziție că se ocupă de arhivă, nu și cursurile. Și atunci trebuie să termine și cursurile. Doamna de acolo, Mihaela. A, poate să duce și are, Nu, doamna este angajată pe funcția de consilier de achiziții și prin delegație de atribuții se ocupă și de arhivă. Nu este angajată ca și arhivar. Ca și, ca și tot ce era funcționare în afară de postul de bază ocupat, prin delegare de atribuții, face și altceva, domnule. Toată lumea face câte ceva în plus. Nimeni nu face doar strict pentru ce a fost angajat. Nimic liber. Tot programul este foarte supraîncărcat. Da. Colegii mei chiar sunt supraîncărcat. Mă bucur. Noi nu. Ați adicele prezentate de domnul primar și doamna secretar. Stimați colegi, mai aveți ceva? Domnul președinte, la Comisia Buget. Deci, la capitolul 705, alimentare cu apă, se suplimentează cu 35.000, am înțeles, pentru factură la energie la apă? Da. Bun. Cu prețul actual, cu încasă, cu astea, cum stăm la serviciul ăsta? Nu pot să vă dau un răspuns acum. Din ce știu eu, încasăm. Am făcut toată licitirea cu zilele astea, încasăm. Nu pot să vă dau un procent sau o sumă. Dacă vreți pentru ședința următoare, sau dacă vreți să vă dau... Da. Și la 74.05, renunța la mobilitate, 8.300 se suplimentează. Asta pentru... Apă canal, salubritate. Da. Nu vă dați explicația domnului contabil? Aici am omis. Nu știu exact ce ar avea, ce restanță ar avea de pătit sau ce prevede până la sfârșitul anului. Noi mai facem vitrajare la stația de epurare, din când în când, când se umple bazinul de omogenizare, posibil să fie acolo, posibil să mai vă și ceva la... Ce se întreba, domnul Viciu? Posibil să mai vii ceva la salubritate, salubritate. La partea aia, care am spus că diferența de la o suportăm din posibil local. Din bugetul local. Din bugetul local, da, subvenția aia. La salubritate, la 74.051, doamna Rotaru, la apă, canal salubritate, suplimentează cu 8.300. Aia era pentru? Pentru salubritate. Da? A, adică inclus, aici... inclus și de vidajare la stație de depurare? Nu. Nu. Deci nu. E doar subvenția noastră? Subvenția noastră la salubritate. Mai sunt probleme? Domnul de la buget, domnul Bobov, domnul Pișcu. Mai aveți probleme, nu? Domnul la juridic.
învățământul. Da, cred că ar trebui la alimentarea cu apă, domnul Vici, ne prezintă pentru ședința următoare, o analiză exactă a serviciului de apă. Apă canalizată? Da, toate problemele care implică serviciul de apă, toate sumele, nu neapărat luat de la doamna contabilă, eu știu, cheltuieli, materiale, ceva mai amplu făcut și chiar și măsuri care trebuie stabilite, chiar și sume ale restanțierilor mai mari, eu știu, chiar în sumă de 1.000, 2.000 de lei, mai mult de o perioadă de 60 de zile. Deci o lucrare mai amplă a serviciului de apă, să vedem noi ce putem face să îmbunătățim. Toate defecțiunile care au apărut, toate problemele ale serviciului de apă. Lucrurile sunt multe. Și noi trebuie să, oarecum, să venim cu bugetul local să-l punem la dispoziție. Deci, da. Domnul Boboc, ca să fiu exactă, da? Deci, domnul Boboc a solicitat domnului viceprimar un raport complet cu privire la serviciul de apă, care să cuprinde și măsurile adoptate pentru recuperarea datoriilor, defecțiunile și ce mai spuneați. Da, o analiză a serviciului. Analiză de defecțiuni, cheltuieli, probleme care s-au avut. Problemele care se confruntă, da? Și măsuri se impun. Domnul Vici, aveți ceva de răspuns la... Da, domnul Vlad, aveți cuvântul. Deci, urmează domnul... Da, ca o completare, aceeași problemă care a explicat-o și domnul Boboc. Deci am vrea o analiză, deci încasări. Încasările pe anul în curs, dar pe cele două sisteme avem Parava cu Rădoaia Drăgușan și Parava, și Teiuș. Două sisteme. Separat pe fiecare sistem. Pe fiecare sat în parte sau cum? Sisteme. Pe fiecare sistem. Pe fiecare sistem. Da. Pe sistemul Parava, așa, sistemul te separat. Deci cheltuielile aferente anului în curs cu salarii, energii, materiale. Neprevăzute. Deci materialele utilizate și cheltuielile cu salariile, spuneți, da? Toate cheltuielile, și încasările, și situația cu încasările. Da, la cheltuielile cu salariile, cred că facem niște dezerte. Că salariile sunt la comun, nu mai e cum era, erau din autofinanțare. Și... Haideți să lăsăm salariile deoparte, să intrăm doar pe energie, doar pe cheltuielile materiale și pe piețe. Salariile nu tot pentru aia se ia. Da, salariile se ia de la... Salariile sunt, intră în același buget cu salariile noastre. Deci nu mai sunt autofinanțați, când spuneam, da, ei casezi bani pe apă, ei salari. Nu, ei sunt la noi la salarii. Și dacă sunt restanțieri cu mai mult de 60 de zile? La plata factură. Haideți să nu mai aveți. Mai aveți domnul Păr? Nu, stai, ia. Aveți? Da, domnul Blaga, aveți cuvântul? Așa. Domnul Vice, ce v-aș ruga înainte de toate pentru chestia ce privește așa cu apa care se distribuie, nu? Comună. Înainte de toate, înainte de banii care se recuperați, care aveți de la rău, plată sau în fin, nu s-a acasă, diferite chestii, v-aș ruga să, după o ședință, să fie organizat luna care vine, să luăm un 5-7 consilieri pe jos, în comună. Pentru asta suntem, luăm indemnizația aia care o luăm de aici. Mulți spune 2.000 de euro, cât alții 500, mă sper că n-am auzit. În fin, 400 de lei care luăm. Să ne facem și treaba, adică de asta ne-au trimis cetățenii aici, au avut încredere în noi, așa. Deci eu exprim votul ăla și a fost un număr de persoane să scoateți acest consiliu. În fin, vorbim numai la persoana mea, de restul nu mă interesează ce face, ce nu face. Dar vreau o verificare amănunțită, luată aproape chiar din casă în casă și să vedem acei ciorditori de apă. Care n-ar vrea să par sadic și așa am spune țapul spășitor sau băia cea neagră. Domnul Blaga, ca să concretizez, vă propuneți domnul viceprimar ca după următoarea, deci după da. Ședința următoarea... Și nu numai mie, că întregului consiliu trebuie. Da, eu mă refer la întregul consiliu, dar zic că ce ține de administratul și asta în comună este viceprimar. Bun. Și împreună cu el mergem și facem niște verificări amănunțite. Va da folosit doamna secretarii.
Folosiți cuvântul de agresiv. Să folosesc cuvântul ce ordinar, procesul verbal. Procesul verbal de data viitoare. Florosit pe Viorel în nariu. Să verificăm la ce indiviz ne spun. Nu, dacă eu nu pot să folosesc cuvântul ciorghitor într-un act oficial. Vă dați seama, da? Nu, dumneavoastră, da. Deci, dumneavoastră, vă spun la următoare. Da, o să-ți vedeți. Vreau să conservăm exact. Vă rog, liniște. Domnul Vlad, am un pic să vă spun. Vreau să se locuiască termen, doamnă. Exact, doamna secretară formulează cum știm din dumneavoastră. Eu l-am dat așa. Deci, următoare, ca o comisie formată din cine? O comisie formată... Din noi, consilierii aleși și locali. Din consilierii locali. Consilierii locali. Pentru asta ne-au trimis cetățenii și exprimat vot acolo. Să facă ce comisia asta? Să meargă în control? Așa. Omul care este care lucrează în domeniu, nu, Cosma, așa. Însoțită de lucrătorul de specialitate din cadrul primăriei. În același timp. Facem și o verificare să ia și sigile la el, să le sigileze bine acele apometri. Sunt sigilate. Dar poate unele nu mai sunt. Asta poate să verifice comisia, dacă sunt. Da, așa. Deci, însoțită de lucrătorul de specialitate din cadrul primăriei, să meargă în teren, nu? Nu că primarul arătului trebuie să fie și verificat. Pentru a constata eventuale furturi de apă? Da. Ai informații că ar fi... Informații sunt, dovezi nu sunt clare, dar informații sunt. Deci, pentru a depista dacă sunt, domnul președinte, dacă îmi permiteți, pentru a depista dacă este cazul, uitați să se până la ședința următoare, domnul vice, dacă se ne prezintă și o situație, câtă apă a intrat în sistem anul ăsta și câtă cât apă a fost, doar, ce te-a scapă pe mine? Cât a fost contorizată? Apă cumpărată, apă vândută. Exact. Deci apă cum? Apă cumpărată, apă vândută. Cât apă cumpărată de la apele române? Și după aia vedem dacă e cazul să facem acea comisie, dacă sunt acele persoane, termenul ăla folosit. Dar atunci, asta propune, dacă vreți amânarea și toate astea, vă rog frumos să spuneți la vot. Că nu vreau să... O secundă. Că după aia mă... Dar să fii separat pe fiecare sistem. Treceți în fața aici, nu mai filmați la pe fiecare sistem, raportul dintre apa cumpărată... Nu. Sunteți în regulă, nu? Îți place că se dă o diferență mare. Și apa facturată. Factura, perfect, da. El are dacă dă diferență, atunci e nevoie de... Dacă domnul Bucă a ridicat problema în felul acesta, cred că este necesar mai întâi să supunem la vot propunerea domnului Bucă, prin care a propus, cel puțin așa mi-am dat eu seama, că deplasarea acestei comisii în teren să se efectueze după citirea raportului domnului viceprimar. Da? Deci dacă domnul viceprimar aduce raportul, însă în ședința următoare din luna noiembrie, ședință ordinară, dumneavoastră veți stabili probabil de comun acord o dată, evident, dacă este cazul, deplasarea acestei comisii la o dată ulterioară. E bine și așa? Componența comisiei. Și componența. Bun, votați, vă rog, ca să știu. Dați-mi voie care și domnul Vici o intervenție. Și eu. Și după aia supunem la vot. Deci supunem la vot între ele. O secundă, vă rog, supuneți la vot asta și după aia supuneți. Cine este pentru? Da. Împotrivă cineva? Să abține? Deci în unanimitate? Deci s-au votat în unanimitate. Da, domnul Vici, era o dată pe domnul Vici. Da, nu știu că am trecut pe domnul Vici. Da, a fost comisie. Da, să fie stabilită. După citirea raportului, solicita domnului vice. Corect? Da, corect. Vice primar. Cine urmați la cuvânt, domnul vice, da? Da. Vă rog.
mă bucur că au luat cuvântul domnul consilier de Bucă și domnul Boboc. Culmea că chiar ei mi-au fost ante precesor sau de precesor, nu? Sistemul este foarte bun la... N-am găsit niciun într-un registru sau într-un bibliograf o situație de-a lor. Nici în calculatură. Eu am găsit 2 metri cub de acte pe biroul meu și le-am sortat în 3 luni de zile. Da? Bun. Sistemul este foarte bun la, da? Nu l-a făcut nici... Nu l-a făcut nici dumneavoastră, nici domnul Boboc. L-au făcut alții. Vă referiți la... Eu am văzut niște informații date din primărie într-o zi, pe aici două domnișoare sau două doamne se rugau sau anchetau să vadă cine mai găsesc nod în papură. E cu tentă politică și pe asta o văd sau cu răutate. Vă deranjează sau vă vreți să fiți implicați în problemele comune? Daniel are dreptate. Când vreodată am ieșit și noi după vreo ședință să mergem prin comună? Și după balastări, și după toaletizări, și după toaletizări. Dar de obicei când am fost? Ați fost ca să ce? Dar nu vreți la vedere. Poate mai dați o idee sau poate mai dați ceva. Mergem peste la ședința asta? Mergem la podul ăsta care ai făcut aici sau ce e acolo? Nu, nu este pod. Dacă nici păi ce este? Păi ce este? Este o trecere ca să ajungem și oamenii mică și să vădăți că n-aș fi să dați ce faceți. Nici drumul, nici nimica. Uite, oamenii vor să pună banții, iau un tub ei. Voi n-ați fost în stare ca și consilier să aprobați un buget pentru așa ceva. Vă doare, vă dor anumite lucruri pentru indiferență. Daniel are dreptate și da dreptate. Poate 5 consilieri cu care poți să lucrezi pe omenești. Dar tot îl îmbărligați și îl faceți în fața mea într-un fel, în fața noastră și tot mințim și cu... Nu mințim, muncim. Cu mințitul... Cu mințitul... Da? Ia spuneți-mi și mie, domnul Tănăselea, când vă găsi cu piatra, ne-ai pus să prin un tenguș. Și am mers după oameni ca să vă facem anchetă. Să vă scoatem. Nu era piatra pusă? Nu era nicio piatra pusă în 2014, domnul Uidu. Vreți să fac și eu să cer diagramele la mașinile alea? Sau da. Când era balastea era înghețată? Situația lucrări se mare de tine. Care ți-o dădea, să domnul Aida. Nu, nu, nu ți-a însemnat nicio lucrare, ți-a însemnat doar pentru un tenguș. Mă bucur că vreți la apă, dar dați-mi și soluții. De ce băgăm bani în sistemul ăsta bolnav? Unde ați fost bolnav, dar nu știu la ce păi la Teiuș, acolo se consumă mulți bani, la pompe, la astea. Și nu-i vina mea sau altceva. Dar voi aruncați un pic pe contoarul de la SGA, că se încasează foarte mult și nu s-a vândut sau ceva, știți? Eu am văzut aici niște discuții și... Ce-ai văzut? Se caută nod în papură. Se caută nod în papură și cu asta basta, nu chiar discuție. Doamna, acum pot să intervin eu? Am consemnat așa. Domnul viceprimar declară că sistemul de apă este deteriorat, că nu poți să bolnav. Și consideră solicitarea aceasta că are tentă politică și este rău intenționată. Exact. Da? Deci am concluzionat corect, da? Bun, domnul președinte, nu am plic, domnul primar. Da, am văzut. Eu vreau să-i spun domnul Vici că nu vă acuză, nu trebuie să înțelegeți că sunteți acuzat. Noi vrem să spunem că sistemul trebuie să facem ceva ca să ajutăm sistemul. Ce să facem? Mai mult să ține o apa la populație. Ce pot să fac? Trebuie să mărim taxa pe... Când l-a spus domnul Andrei Constanța, ce a spus? Domnul Vici, ascultați-mă un pic, nu ați la mărit mereu. Ascultați un pic. Trebuie făcut o situație și o analiză prin care... Dar este situația simplu, domnule, cât se conturează la SGH și... Domnule, ta chiar nu înțelegi ce vreau să vorbesc. Dar nu înțelegi că există situația. Domnule, mă lași să vă spun ideea, te-am întrerupt când ai vorbit. Dar eu vă spun că este simplu, domnule președinte. Explicați-mi, domnule, să vreau să vorbesc. Domnule, contuarul de la SGH care se dă lunar sau la trimestru... Domnule, dar dați voi să vorbesc, domnul Vici. Vorbiți. Păi atunci și mă întrerupte. Dar eu vă spun că este... De ce pierde? Domnule, dar vreau să spun eu, domnule. Asta este ideea, domnule, trebuie scumpită apa, ce să mai o dăm pe... Dar eu vreau să facem cum a zis Daniel, hai să-i căutăm pe toți care fură. Păi cine îi caut? Cine te oprește? Hai să și voi. Dar nu trebuie să facem treaba asta, noi suntem... Trebuie să înțelegeți că prețul la apă este de când era domnul Boboc, viceprimar, fraților. S-au scumpit curentul electric de acum 10 ani, 12 ani, nu mai crescut. E normal că trebuie să crească, trebuie să spunem domnul. Nu nimic în comună. Poți să n-ai domnul. N-avem salariat bine cu oamenii din comună. Sunt oamenii sărani greu acum. Să rinduam prea tare. Dar nu dați voi să vorbeți, ce tot întrerupeți. Problema este în felul următor. Cu banii ăsta care se încasează cu 3 lei pe metru cub, nu va fi sistemul niciodată, nu acoperit, vom avea acoperit. Așa, asta am vrut să vă spun, că dacă nu e înainte, nu lasă vorbesc. E cum tot
Spui că ești acuzat. Dar cu ideea ta, mă, procurează de vreau să vii tu, că ești responsabil să-l judeam. Asta vreau să spunem. Să noi facem treaba și tot tu ne acuzi, da, fine? Da, da, domnule. Vrem să spunem că să cheltuiesc mai mulți bani decât să încasează. Aia e toată. Noi vine să doar să facem o analiză. Asta e, nu că... Și eu am zis, sistemul nu are nimeni de asta se întâmplă dumneavoastră. Domnul primar, aveți dumneavoastră. Mărim, la propunerea lui domnul Bucă, eu îmi mărim. Vreți să vedeți diferența între apă cumpărată și apă vândută, exact, da? Bun, în ce perioadă? De când, din istoria, din istorie cu celor două sisteme sau... De când sunt de anul curs. De anul curs. De anul curs. De anul curs. Dacă vreți unul mai... De anul ăsta... Ca să se facă acest lucru, ar trebui făcută o citire totală pe ambele sisteme. Dar cât ai facturat? E simplu. Cât ai facturat anul ăsta? Foarte simplu, nu e rezultat. Cât ai... De facturi? Păi de facturi ai dreptate, domnule, ce are și tot ce am zis. Păi exact. Păi și și ce eu ce da, 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 dar noi ducem ce după noi o cantitate de apă nevândută de ani de zile pe care exact, avea la urmă... Dar o lăsăm, știm. Nu ne referim și la aia. Lăsăm din urmă. Luați de anul ăsta, domnule. Înțeles. Eu mă referim pe anul ăsta. Cât... Contorul ăla care plătim apa la SEGA. Nu se poate. De ce să nu se poate? Răspunde nu se poate că războiul ăștia și cu curtea de conturi. Pentru că ar trebui să știi exact la 1 ianuarie să fie citit de tot. Să fie citit tot. Și pleci la 1 ianuarie curat în bol. Păi și când l-ai citit? Păi citirea a fost în noiembrie. A, din noiembrie, domnul primar. Din noiembrie până acum este un an. De la ultima citire de anul trecut. Da, din noiembrie, da. Era și citirea la populație, n-a fost în aceeași zi cu guvernul. Cum n-ai treabă cu populația? Nu, nu. În noiembrie, ei, și când ai citit, când ai facturat? Ei, poate fi înainte de noiembrie sau după noiembrie. Acolo facturile s-au dus de pe un an pe altul și acolo nu înțeles pe exactitate. Uite, ca să o facem la vedere, când vin acum să citească contoarele de la SGA, oprim un pic. Și când ați făcut citirea? Când să vedem după facturare, când ați făcut citirea? Anul trecut, în noiembrie? De noiembrie era. Păi, în noiembrie ai făcut citirea, în noiembrie ai dat și să vezi din noiembrie, că doi ori trebuie plus minus. Pentru că noi ar trebui să aprobăm niște pierderi de apă, niște pierderi tehnologice care sunt... Dar alea vor fi oricum, știm. Sunt oricum. Mai nou după auditul Curții de Conturi ne-am învățat să acum și cerem că pompierii nu vor să ne dea raportul de intervenție la incendii. Am făcut adresa astăzi scrisă pentru incendiu de vineri seara. Și solicitare de proces verbal. Mașina o alimentat din la noi din sistem și o alimentat serios. Și o plecat și plină, că asta e regula. Sunt volume de apă care nu sunt motorizate. Păi acolo vine procesul verbal, cum mai... Păi cum? Să-ți treaba acolo. Da, trebuie să-l faci, nu? Treaba dumneavoastră. Și când au fost stradale, ciușmelele, tot așa, a, păi de atunci tot o purtăm după noi, că nu s-a făcut... Dar n-am zis, dar... Deci, clar, am înțeles. Sunt probleme. Problemele sunt întotdeauna la apă. Și vă asigur că în tot județul... Deci aproape că o avem, nu avem actualizată, pentru că noi tot încercăm să acoperim acel gol cu curtea de conturi și să justificăm mereu de ce avem apă necumpărată și nevândută, fie în urma intervențiilor cu, de incendii, fie pe avarii... Fie pe spălări bazin, fie pe... Da, fie pe spălări bazin. Pierde sunt. Pierde. Dacă îmi permiteți... Când o să prezentați acea situație, acel raport, o să aveți, cred, și cantitatea de apă restantă, acele cantități care la spălări, la intervenții de stingerea incendiilor sau mai știu eu ce, plus acele reparații care înregistrează un deficit de capital, de finanțe. Exact. Și o să știm și noi despre ce e vorba de la serviciul noastră încoace. La orice reparație ai un registru, după, la serviciul meu, ca să n-ai găsit. Unii după ce operezi, vom, nu? Îl ai? Ai operat? După ce vom discuta... După ce vom discuta pe marginea acelui raport pe care o să ne-l prezentați, vom vedea și împreună dacă este necesară o ajustare și a prețului, poate, dar ca să fie sistemul rentabil, da? Nu, nu, în mod normal, de ce trebuiau să vină, să spună, doamne, veniți toți să vă dăm bani. Dar zic că discuția asta e tardivă acum, dacă nu avem raport. Ajustam prețul link la inflație, asta făceam și nu trebuia să facem niciun raport, vă spun. Poate nu-i nevoie, dar vă spune voi, vedem tot după discutarea pe marginea raportului. Acum discutăm cam tardiv. V-am mai explicat și în ședințele anterioare că o să vin cu un preț de majorare a prețului la apă pentru apa uzată, da? Nu. Deci prețul la apa uzată este calculat, știm cât e exact. Ei, problema e dacă acel preț îl punem noi fără avizul ADNSC Botoșani. Da. Sunt în discuție cu Botoșani. Spune că da, ar trebui să avem acea societate pe un posibil local care să o administreze. Nou cod administrativ spune undeva că serviciul de public de apă poate fi licențiat sau nu. Domn primar. Deci am obținut avizul de la Agenția de Mediu pentru
sistemul de canalizare Rădoaia și îmi spune să aduc aviz de la firma care administrează sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Am spus nu, îl fac eu. Deci m-am prelevat de acel articol din codul administrativ și am spus că pot să administrez sau să operez acest serviciu de alimentare și apă cu canalizare fără să am licență. Încă sunt la nivel discuțiile astea între NRSC și noi dacă o putem opera și atunci se pot să vin cu ajustarea prețului la apă și apă uzată. Și atunci o să vin cu preț nou. Tot în fiecare aici ședință am zis că vin, că vin, că vin. N-am venit din acest motiv. Dați-vă deci, seama că nu se casează apa cu 3 lei. Dacă nu o să fie 6 lei, nici atunci nu o să casează. Poate să fie? Dați-vă da. Seama că nu știu cum mai fac eu, de el mai pot vidaja bazinul. Da. Care bă? De la stația de depurare. Deci nu dați drumul la stația de depurare? Păi n-ai debit. Calitatea de primar, am mai discutat. Am mai discutat, eu am chemat profesioniști. Nu, trebuie să ai debit permanent. Dar ca să ai debit. Ce spune legea, domnule? Am spus, nu? Care? Dacă canalizarea îți trece prin fața porții și ai apă, obligat, ești obligat să fii acolo, să nu, să fii în cum nu? Eu am spus că nu. Eu am informat populația, am dat-o și pe Facebook, și pe site, și pe... Îl obligi. Nu trebuie legați la apă, nu trebuie să legați la apă. Dar ei sunt deja legați, da? Domnul Mașa, sistemul de alimentare cu apă a fost dat de folosință în 2004, canalizarea în 2013. Deci cum puteți să-l obligi pe ăla? Nu, dar în 2013, în 2009, v-am mai explicat, da? Mare majoritatea oamenilor care au grupuri sanitare interioare s-au branșat, acum se branșează, se racordează, nu are cine-i racorda. Dar n-ai ce să-i faci la un bătrân care nu are decât și șmeaua din curte să-l obiști să se rege la canalizare când el nu deversează. Dacă e legat la apă, de obligația noastră a fost, obligația noastră a fost, conform unui control la gărzii de mediu, să înștiințăm populația, conform acestei legislații care prevede obligativitatea racordării la sistemul de canalizare, am făcut-o, am pus afișe, am spus pe site, pe Facebook, am făcut adrese, așteptăm să vedem ce s-a întâmplat. Că nu e comuna Palava singura care nu a luat măsuri. Ba, eu zic că s-au luat. Adică cine nu e îndrumat garda de mediu să face pentru a nu fi noi sancționați, că n-am informat populația, noi ne-am făcut treaba. Acum ca să oblig pe, nu știu, dau un exemplu, o băbuță care are doar un branșament în curte și ciușmeaua, care acuși o închide păi, de viață. Păi, dar ce mai cu canalizare? Dacă n-aveam potențial... Dar este potențial. Dar băbuța poate are... Dar nu este problema băbuții dacă n-ați început nici cu cei mai tineri. Păi vrem să intrăm în băieți. Păi nu știu, dacă spuneți că doar ați informat, dar... Domnul primar, aveți racordați la canalizare acum? Aveți o situație? Da. Cât? Avem aproape 100 de racorduri. Păi și atunci, de ce nu dați? Păi aia plătesc și plătesc apă uzată? Păi nu plătesc. Păi nu plătim noi vitanjare. Ce faci? Subvenționăm mai alți care nu avem, nu? Păi am spus de ce. Cred că am fost destul la 100, 100 da, și cu școală și cu toate să vă spune, puteți să dați drumul la stație. Așteptăm să aveți se legi. Legi. Să majoritatea specială. Să raportați. La apă câți s-a vrut? La canalizare s-a vrut. Păi 700 cine aveți? La apă 700, ceva 800. Și dacă așteptăm să se lege singur din propria inițiativă, cu 100 rămânești peste 10 ani. Ce facem? Nu mai avea niciodată calitatea de apă uzată. Orice locuință nouă la autorizare este obligată să acordeze la canalizare. Da, și 10 locuințe noi, 20. Da, și 10. Și atunci ce se face? Dar nu se mai fac de acum. Deci de la apariția legii, o altă părere. Nu, domnule, cine legat la apă, da, un pârâu, de pentru că eu nu pot să mă leg, domnule primar, la apă, că nu am, că nu e proiectul, da? Că nu s-a făcut canalizare. Dar cel care poate, de ce nu? Da. Să leagă și de la câte știu eu, nu sunt 100% sigură, dar în cât îmi amintesc eu că am citit legea, spune așa, deci, repet, nu sunt 100% sigură, dar din câte știu eu, spune că este obligată persoana, dar mijlocul coercitiv nu spune. Ați înțeles ce ce mai sunt situații în care... Adică, mie, dacă nu-mi dați mijlocul coercitiv, eu cum îl obic pe om? Dacă nu erați vocal, aveați apă. Stai un pic, lasă-mi hotărârea Consiliului Local. Nu ați înțeles problema cum am ridicat eu? Eu am înțeles. Deci, dacă... Prin hotărârea Consiliului Local. Eu cred că aceea situație am avut-o la Ialomița.
Când am făcut prin hotărâre de Consiliul Local, am stabilit amenzi pentru salubritate, pentru asta, mi-a venit ilegală de la prefectură. Nu stabilim amenzi. Nu stabilim amenzi. Stabilim obligativitatea. Păi asta spune și legea. Și dacă nu am mijlocul proiect cu el, îi tăiem apa. Vă spun. Da. 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 Faceți proiect de hotărâre. Există și o realizare. Bogata, trebuie să zic că nu le-ați văzut. Haideți să prelungim cam mult. S-a prelungit cam mult. Au fost și discuții constructive. Invitația mea, invitația mea, faceți un proiect de hotărâre, cu hotărâre, eu nu am de inițiativă, așa, îl avizăm și mergem mai departe și nicio problemă. Deci supunem la vot proiectul numărul 4, cine este pentru? Mai aveți, mai aveți ceva? Da, ai discuții. Hai, să mai lungim prea mult. Nu, 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 domnul consilier, am făcut propunerea asta. Nu ca să vedem anumite lucruri, ci pentru să ajutăm pe domnul vice, să identificăm problemele. Domnul s-a zis că e serviciu bun la, păi noi vrem să vă dăm medicamentele. Nu avem nimic cu dumneavoastră. Sau să identificăm problemele. Nu ne-a spus niciodată. Nu ne-a spus niciodată că aveți probleme cu serviciul de apă. Dar noi vedem din cifre și de asta v-am cerut lucrul ăsta. De 12 ani nu s-a mărit prețul la apă. Din cauza asta să putem să avem și noi o imagine a serviciului de apă. Găsim soluții, nu politic și nu alte probleme. Da, politic. Cred că s-a înțeles. Cred că problema asta trebuie făcută la fiecare sfârșit de an. Și la salubritate, și la servicii, la toate serviciile, de iluminat. Nu știm nimic. Exact, asta e, nu pot să putem aici. Iluminatul. Mai vedeți, mai trebuie... Și poate să Daniel, să-l ascultăm și pe el. Bun, deci s-a înțeles ce le spuse de noastră până acum și îi spune-o la vot. Da, da, da. Electricarea bugetară ca să știu cum da? Să vorbim și din regulile. Că s-a făcut acolo apă în piu, că se face canalizare și acolo. Nu s-a făcut. Am discutat acum... Dar au scris toarnă asfalt și canalizare. Acolo e toarnă asfalt, după aregeri, gata, e asfalt la regulă. Facă și acolo canalizare și... Domnul, ați avut cuvântul până acum. Haideți, spunem la vot. Mai... Păi așa nu sunt schimbat. La divers, la divers discută. La divers, da. Cine este pentru acest proiect? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, în unanimitate, proiectul a fost trecut. Da. Păi se fac canalizare. Domnule primar, dăm citire proiectului numărul 5. Privind aprobarea desfășurării activității transport rutier de marfă în cont propriu. Aveți cuvântul, domnul primar? Nu mai ai cuvânt, scurt. Proiect de hotărâre privind desfășurarea activității de transport rutier de marfă în cont propriu. Primarul Comunii Parava de Țipacău, având în vedere raportul compartimentului de specialitate numărul 4763-090-2019, referatul de aprobare a primarului Comunii Parava de Țipacău, înregistrat sub numărul de 4973 din 24-10-2019, avizul Comisiilor de Specialitate în cadrul Consiliului Local al Comunii Parava, județul Bacău și în temeiul dispozițiilor articolul 1 aliatul 3 și al articolului 47 din ordonanța Guvernului numărul 27 din 2011 privind transporturile rutiere cu modificările și completările ulterioare, ordinul Ministrului Transportului și Infrastructurii numărul 980 din 2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizare și efectuarea transportului rutier și activităților cu conexie acestora stabilite prin ordonanța Guvernului numărul 27 din 2011 privind transportul rutier cu modificările și completările ulterioare, ordinul Ministerului Transportului și Infrastructurii numărul 1214 din 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier cu modificările și completările ulterioare. Și în temeiul prevederilor articolului 129 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, propun. Articolul 1. Se aprobă desfășurarea activității de transport rutier marfă persoane în cont propriu cu autovehiculele aflate în proprietatea Consiliului Local Parava. Articolul 2. Prezent autorării va fi comunicată în instituție pe vechiul județul Bacău, primarul Comunii Parava și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Deci, vorba de camionul nostru, ca să facem activități de transport, ar trebui să avem și această activitate cumva ca și un cod caien. Deci, Doamne, pentru un singur camion.
Domnul Dință Marius, care se ocupă de compartiment, a parcurs un curs pentru persoane desemnate, pentru că trebuie persoane desemnate și acolo. După această hotărâre, mă prezint la ARR și îi va da acestă... Acesta viță, că putem să transportăm marfă cu mașina noastră. N-am făcut încă aprizionarea cu antiderapant, pentru că am spus că antiderapantul să... Adică orice transport încercăm la maxim să folosim că e unul, încă stăm pe loc. Dacă astăzi trece hotărârea, nu cred că mâine, dar de luni încolo, cu mare să mă ocup de obținerea... Antiderapant de care e transport? Dacă e tot pe bază de sare, cât ai asfalt? Am comandat la achiziții cu 15% sare. S-a făcut praf betonul care a turnat la... Fără sare, nu prea ai cum. Adică ar trebui să ai și cu sare și fără sare, dacă mai e complicat. Am zis cu sare 15%. Ce folosesc ăștia pe eu 85, de exemplu? M-am uitat. Nu știu dacă e colul de calciu sau ce. Dau sare la greu. Am urmărit astăzi iarnă să văd cum dau cu colul. M-am uitat la metoanele alea de pe 80 ceva și nu se mănâncă calețe la noi. Da. Și la noi fără în ordine. Au atâți ani de când îmi spune. Eu, dar ei dau, nu dau pe prima bandă foarte puțin. Ați văzut că ei când merg pe banda a doua. Am o ofertă pentru clorură. Am dat cumva adresă să vină să demonteze instalația de clorinare. Ar trebui să vină săptămâna asta, celălaltă, băieții de la stația de clorinare să ne opună. Am vrut două oferte primite pentru clorură de calciu, adică clor, mai multe cloruri. Intenția este să luăm clorură. Dacă nu le spuneți acum, în primăvară trebuie să licitați iar ca să turnați din nou. La... Nu, serios vorbim, pe bune acum, nu că o dăm la... Deci ai făcut praf betonul, am venit... Unii ai făcut praf betonul? Pe drumul tău și nu te-ai uitat la laterale. Eu n-am făcut. Dar te uiți numai pe sus când mergi. Nu, probabil că acolo... Acolo unde a fost depozitat. Asta a fost lăsat, câteva intersecții, dar pe când... Acolo unde a fost depozitat și s-a topit între timp sarea din antiderapant, da, dar pe drum nu e. Dacă e vorba de drumul tău, eu merg pe bicicletă și am timp să merg mai departe, de la ulița aia, de la asociații mai sus. Așa. Sunt niște porțiuni, Daniel, acolo i-am văzut când l-au turnat. O vine niște ploi imediat după ce au turnat. Și alea ne-a spălat un pic ploaia. Nu m-am zis, e crăpat tot. Iar crăpaturile alea nu, aia e diferența de cum s-a mai lăsat drumul, un pic cu betonul. Nu vine cu betonul piste. Domn primar, există o taxă pe transport la autocamion? Nu. Nu avem voie. Deci nu ai voie să folosească... Nu avem voie să-l închiriem. A, nu? Tu dați așa degeaba. Atunci de ce l-am mai ceva? Dar vreau să-i vorba în partea de aia degeaba? Păi nu, întrebăm. Și toată lumea s-a omit din persoană. Nu, dar nu l-am dat. Perioada de 5 ani, nu? Nu l-am dat. Deci pe de 5 ani, doar am folosit atâta comunitățile. Pentru primărie. Pentru primărie. Ce chestie. Doar dacă l-ați văzut că, nu știu, fi făcut transfer pământ de pe șanțul și l-a dat cu unui, l-a fi dus la vreun cetățean, asta cred, dar să facă cursuri speciale, nu. Poate aia a fost mai bine, că să nu-l ducă departe, nu-l ducă. Multe persoane spune că... Dacă a fost pentru primăriu afacerii barter sau cum se cheamă, nu? Principală mai avantajoasă, e tot pentru primărie. Dar la persoanele care au societăți se poate, nu? Pentru primărie. Societăți pierde. Păi cum? Ce când pare la o cară la adă? Dură, dură, norocit acolo. Balans. Nu, nu, norocit. Nu, nu, norocit. S-o plâns cineva. Tu sunt oameni din parava. Haideți referitorul la acest proiect. Vă scrieți cumva unde la urmă. Să vă spuneți. Adi poate să-și aducă cu ce vrei. Aveți careva dispus? Nu, îți spun ce să vorbea o lume, nu? Interesant. Mai sunt probleme? Vorbește lumea. Lumea, poate. Toate vechi lumea cum este și ca dânsa suntem noi vorba cu ei de pereche, așa că... Domnilor colegi, mai sunt probleme sau supunem la vot proiectul? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Deci în unanimitate proiectul a fost votat. Prezentăm proiectul numărul 6. Privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Comunei Parava, în județul Bacău. Trebuia prezentate și animale sălbatice, nu numai domestice. Să știți că aveți dreptate aici, da?
Proiectul hotărâre privind stabilirea componenței tipe mobile pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică la nivelul comunei Parava Județul Bacău. Consiliul local Parava Județul Bacău, având în vedere prevederea articolului 35.1, 35.2 din legea 21.217 din 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice republicată cu modificările și completările din ulterioare, precum și prevede ordinul numărul 2525 din 2018, articolul 1 aliatul 1 și 2 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică, analizând referatul de aprobare a primarului Comunei Parava, raportul doamnei Elena Chifane, consilier superior în cadrul primăriei Comunei Parava, Județul Bacău, avizul Comisiei Juridice și în temeiul prevederilor articolului 129 aliatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ, propun articolul 1, se stabilește componența echipei mobile pentru intervenție de urgență în cazul de violență domestică alcătuită din reprezentanța primăriei Comunei Parava, astfel. Doamna Chifane Elena, consilier superior, coordonator echipă mobilă care va asigura intervenția în regim de urgență în cazul de violență domestică. Doamna Olban Irma Maria, secretar OAT. Doamna Deaconu Adina Elena, referent asistent. Doamna Deaconu Maiera Tatiana, consilier superior. Atât coordonatorul cât și ceilalți membri ai echipei mobile vor avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare având privind violența domestică, acestea urmând a fi prevăzută în grija postului fiecărui membru al echipei mobile. Articolul 2. 2.1. Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență domestică cu sprijinul poliției locale sau, după caz, al organelor de poliție de pe raza teritorială în care s-a semnalat situația de violență domestică. Articolul 2.2. Pentru intervențele de urgență, echipa mobilă va fi transportată în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte cu unul din mijloacele de transport aflate în dotarea poliției sau aflate în dotarea primăriei Comuna Parava. Articolul 3. Lucrătorii postului de poliție din Comuna Parava, Județul Bacău, vor asigura securitatea victimei și echipei mobile. Articolul 4. Conducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează persoanelor domnizate la articolul 1, compartimentul de asistență socială, postului de poliție al Comunei Parava, Județul Bacău. Prin grija secretarului Comunei Parava, Județul Bacău va prezenta hotărârea. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Deci, prezentul Județul Bacău, primarul Comunei Parava, instituțiile interesate, postul de poliție al Comunei Parava. Da, aceasta este prima fază, componența acestei echipe. Eu v-am mai spus și mă repet, suntem într-un proiect cu finanțare europeană în ce privește asistenta socială. Începând de marți, la sediul DSP, se primesc dosare pentru a se angaja la Comuna Parava un asistent medical comunitar și un mediator comunitar. Se pare că postul de asistent medical ar fi ceva bătălie, adică se pare că ar fi mai mulți candidați. La postul de mediator nu prea, pentru că sunt condiții de studii. Deci asistentul medical trebuie să fie asistent medical, inclusiv înscris la ordinul asistenților medicali, iar mediatorul trebuie să aibă studii de mediator comunitar. O studiile astea s-au mai făcut cândva pe la anul 2013-2014. Acei mediatori care au absolvit cursurile atunci, ori lucrează, ori s-au lăsat de meserie. DSP-ul merge și pe varianta să accepte dosare fără studii pentru mediatori. Urmând să le trimită la Ministerul Sănătății, Ministerul... E o comisie. Este vorba de acel protocol pe care l-am dat la cunoștință, nu știu, în ședința anterioară sau celălalt. Da? Deci aceste dosare vor ajunge la acea comisie, vor verifica dacă dosarele sunt în regulă, după care îi vor trimite la Bacău și se va organiza concursul. Atunci această echipă va fi înlocuită cu acești oameni care vor fi specialiști. Deci asistentul medical... Deci doamna Chifane nu va dispărea din această echipă, ea fiind probabil în continuare șefa echipei, fiind compartimentul de asistență socială. Iar celelalte două vor fi înlocuite de acest mediator sau asistent, dacă îl da Dumnezeu să o apostul. La asistent nici nu mă gândesc cum se ocupă. Salarizarea, deci 2 ani vor fi salarizați de la Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică. După 2 ani e posibil să rămână un centru de asistență socială la Parava,
dar nu asta. Chiar cu posibilitatea de a se construi, nu, altceva. De a se construi sau de a le pune spațiu la dispoziție, cum ar fi o școală dezactivată. Una din școlile la Drăgușani, renovată și pregătită pentru asistență socială. Am fost contactat și eu, știți că angajați asistenți medicali, nu eu, la special la doamna doctor, nu la mine, sau la Direcția de Sănătate Publică. Și am purtat o discuție cu inițiatorul de proiect de la Direcția de Sănătate Publică, bunuitorul, de fapt, inițiatorul proiectului a fost doctor Buștiu, care, din păcate, nu mai este în viață, Dumnezeu să-l ierte. Am vorbit cu doamna care a luat locul și mi-a zis că astea sunt condițiile. Începând de marți, săptămâna asta, se primesc dosare. Se primesc dosare. Păi facem o treabă asta. Nu vreau mai fiu contracandidat și o pun și prietena mea, că acum termină. Serios, asistent medical. Domnul Blaga, ai scarpat cel mai important candidat. Domnilor, haideți să vă schimb la cuvânt. Să-i răspundă domnul Blaga la... Lăsați, vă rog, chiar. La glumă sau la intervenție, ieri am participat la o curs pe anticorupție. Unii s-au prelucrat mai multe... Dar o facem pe... nu știe nimeni. Mai multe cărți. Ce-i filmat? Nu știe nimeni, dar ai filmat. Face nimeni, dar nu face nimeni. Bine, dar nu fața cameră, înregistrăm dosarul. Aș vrea să dăm cuvântul doamnei. Nu fiți vinovat de trafic de influență. Doamna secretar, păi am văzut ceva în lumea glumei. Iar ne stăm pe amândoi. Nu, mă dăși cuvântul comisiei. Lasă, dai, dați voi unul. Hai, scoate rolea. Remarcat, domnul președinte m-a dat cuvântul și ca care trebuie să dau curs invitației dumnei sale. Am remarcat reacția domnului Blaga în momentul în care s-a dat citirii comisiei, componenței comisiei, și mi s-a părut termenul este deplasat. Adică mi s-a părut deplasată reacția dumneavoastră și să vă spun și de ce. Eu pot argumenta pentru fiecare persoană în parte de ce a fost pus în această comisie. No, și eu puteam argumenta. Nu, nu știu dacă ați observat reacția. Pe mine m-a deranjat reacția, mă vizează să fie comisie, mi se pare normal să dau contrareplică. Și anume, doamna Chifani este coordonatoarea acestei echipe pentru că este încadrată în compartimentul de asistență socială. Orice problemă pe lumea asta în ceea ce privește asistență socială, la ea se lovește, da? Eu sunt, conform organigramei, sunt supervisorul compartimentului de asistență socială și îmi permit să spun că am o experiență în asistență socială de aproximativ 13 ani. Nu cred că dumneavoastră ați trecut vreodată prin ce am trecut eu, făcând anchete la Cuca Măcăi, nici chiar nu vă doresc, așa, la Cuca Măcăi și în situații limită, în situații de violență în familie, de abuz asupra copiilor, fizic, sexual, prin neglijență, economic, toate formele de abuz și asupra bătrânilor la fel. Am avut de-a face cu tot felul, de la schizofrenici până la oameni foarte, foarte bine poziționați din punct de vedere intelectual. Deci după 13 ani de anchete sociale făcute în tot felul de medii, credeți-mă că îmi permit să cred că mă pot trece în echipa asta. În momentul în care doamna Chifane nu se poate deplasa din vari motive, să mă duc eu. Doamna diaconul Adina, din câte știu, s-a ocupat și dumneaei de asistență socială într-o perioadă, deci are experiență în domeniu. Și s-a făcut treaba. Dumneavoastră sunteți calificată în aprecierea dacă și-a făcut sau nu treaba? Nu sunt calificat, dar întreb, în calitate de consilier. Păi nu știu, în calitate de consilier ar fi trebuit să-i cereți atunci un raport de activitate când se ocupa de asistență socială. Acum, dacă cereți un raport de activitate pentru ce a făcut acum nu știu câți ani în urmă, mi se pare cam tardiv. Tardiv vă zic că trebuie. Dar am cerut acum 2 ani și nu mi s-a lăsat, că nu s-a dat nimic. Acum 2 ani, nu știu dacă doamna se ocupa, eu nu mă ocupam, nu eram aici, habar n-am. Eu vă spun că conform activității pe care știu că a desfășurat-o, este calificată în a face parte din această echipă. Doamna Mihaela Diaconu,
face parte din această echipă pentru că știu că are o relaționare foarte bună în comunitate și cunoaște foarte bine comuna. Și avem, da, am nevoie de asemenea oameni. Mitocănia, eu nu iert niciodată și întotdeauna o sancționez. Da? Deci nu suntem aici nici la crâșmă, nici la colțul străzii. Suntem într-o instituție publică, suntem într-o ședință solemnă a Consiliului Local. Da, întotdeauna, de când sunt aici, am aproape 2 ani, de când sunt aici, în momentul în care cer o informație cu privire la cineva, la cineva, și eu foarte serios vă răspund. Păi vreau să vă spun, de când cunoaște ea comuna, că eu am 33 de ani și eu sunt născut, crescut aici. Și doamna are, nu știu, nu-i frumos să spun. Comuna asta de la 7 ani o fac pe jos, să-i cunosc, mă cunosc. Și vreau să vă trec pe dumneavoastră, membru în comisie, ca să nu mor fraier. Nu, dar vreau să vă întrebat niște chestii pe care ați luat-o după. Nu, doamna, deci în momentul în care eu îi cer o informație cu privire la cineva din comunitatea asta, merg la doamna diaconul. Păi și de ce nu s-a făcut treaba dacă cunoștea așa de bine chestia? La cazul în care trebuia inevitabil. De ce nu s-a făcut ce? Trebuia prevenit din timp. Explicați-mi că nu înțeleg ce spuneți. Sunt cazuri care au fost date și la PRTV, în fine. Deci, domnule, eu zic când sunt, deci, repet încă o dată. Doamna diaconul Tatiana nu are în atribuția ei direct asistența socială. Dar a fost cooptată în această echipă pentru că are calități foarte bune de mediator, pe de o parte, și cunoaște foarte bine comuna. Mă puteți cumva contrazice? Nu, nu vă. Mulțumesc. Apreciez. Cuvântul după dumneavoastră. Mai aveți? Nu. Vă mulțumim. Așa, în ceea ce privește acest proiect de hotărâre. În momentul în care l-am făcut, m-am consultat cu colegele mele, nu am decis eu așa că sunt eu. Întotdeauna eu când fac un proiect de hotărâre, mă consult cu colegii mei, pe de-o parte. Pe de altă parte, m-am consultat cu domnul șef de post în ceea ce privește acest proiect de hotărâre și l-am întrebat dumneavoastră cum vedeți situația, cum credeți că ar fi bine, astfel încât să putem colabora ca și echipă. Da? Așa. Și am avut acordul domnului șef de post în ceea ce privește atribuțiile pe care le-am trecut aici, în ceea ce privește intervenția postului de poliție Parava. Această echipă este cerută de lege. Nu că am vrut noi așa peste noapte, hai să o facem. Nu. Este o hotărâre, este o adresă pe care v-am pus-o la mapă, dar dacă dumneavoastră ați fi avut bunăvoința să-mi furnizați o adresă de mail, că trăim totuși în era comunicației, așa, ați fi văzut că există o adresă de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului care ne dă termen limită să facem această echipă mobilă. Da? Deci așa că vă rog frumos, în momentul în care aveți intervenții, vă rog frumos să vă documentați în prealabil. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule președinte, la juridic. Urmează domnul Blaga. Mulțumesc frumos. Regulile minime ale dialogului spun că atunci când vorbește cineva, trebuie să-l asculte. Da, nu se lungește ședința cu nimic mai mult, întrucât cel care are ceva de spus, înseamnă că trebuie să spună. Iar noi să ascultăm și după aia vedem cum vedem de acord sau nu asupra unor propuneri sale. Discutând un pic cu domnul colega meu, s-a referit și văd că n-a pronunțat sau nu știu de ce, la situația cu din satul Teiuș, a fost mediatizat, dat la televiziune, pe la protecție. A fost un caz de abuz sexual și nu știu ce. La copii. Și de mi-a spus, eu aici nu, când era doamna pe care încercați să spun, a fost pe compartimentul ăsta și în sat la noi s-a întâmplat. Ba da, era în perioada aceea. Perioada, dar nu contează. Acum, doamna fiind șefa compartimentului, știe toate cazurile din comună, dumneavoastră fiind și cu... Nu era. Eu am fost cu copiii la spitalul noaptea și am fost cu...
În fine, nu mai dezgrupă. Da, eu am văzut Cristina și am dus copiii la spital. Bun. Cristina. Haideți să vă explic ceva. În ceea ce privește abuzul sexual, este cel mai greu de dovedit. Pe de o parte, atunci când este realizat de către un membru al familiei. Fost, din câte am înțeles, era un membru ai familiei. Da, membru a fost dovedit, da? A fost și cu un contract cu băsat, nu contează. Ce vreau să spun altceva, e cel mai greu de dovedit pe de o parte. De ce? Și este cel mai greu de prevenit. Asta încerc să vă explic. Păi dacă n-ai informații, dacă nu exact, dacă nimeni nu vine să-ți spună, să-ți șoptească, domnule, mie mi se pare ceva neregulă acolo. De obicei, în mod normal, ar fi trebuit, dacă copiii mergeau la școală, onor domnii profesori, domnii învățători, să vină să ne spună ceva. Medicul de familie, la fel. Aici se vede, aici se vede necesitatea în comunitate, se vede necesitatea unui asistent comunitar care să meargă în teren. Acela este izvor de informații. Exact, dar nu asta am vrut să povestesc prea mult asupra... Păi nu vreau să sar în apărarea colegilor mele, doamna Cheța, care nu mai lucrează la noi, și doamna Chifane, care încă lucrează, dar vreau este foarte greu de prevenit abuzul sexual. E ușor de dibuit cel prin neglijență, cel economic, cel fizic, da? Dar cel sexual e foarte greu de dibuit. Vreau să intrați prea mult în detalii și... Da, îmi cer scuze, sunt informații de strict de specialitate, așa este, aveți dreptate. Ca să continui, de vreau să spun, nu mai contează cine a inițiat. Ideea este că proiectul ăsta e de salutat. Cazuri de violență domestică sunt aproape la orice pas. Aproape nu e nimeni dintre noi care să mai aibă cunoștință de astfel de situații. În mod normal, această echipă trebuie să meargă împreună cu poliția, să mergem mai întâi, în primul și în primul rând, asigurarea securității victimei. După aceea se încercă... Eu am discutat cu domnul șef de post. Am zis, mă, poate nu e nevoie să mergem de fiecare dată cu poliția după noi. Poate e un simplu scandal și putem media și putem rezolva. Dar dacă se pune problema de bătaie și asta, automat trebuie luată victima, dusă într-un centru de specialitate, da? Așa. Pe cartea de pagini albe și aurii, cum era înainte, eu am sunat odată un caz de țipal, s-a lăsat cu tot felul de... Și am zis, mă, zic, e o datorie civică, hai să sun, am sunat la SOS victimele violenței în familie. Și mi-a spus că autoritățile locale, bla, bla, bla. Și da. Acum dacă există, acum se poate... nu mai poate nimeni să spună, păi nu avem la nivel de comună niciun serviciu. Uite că avem, deci e salutabilă inițiativa. Dar se poate și preveni. Se poate, absolut, asta se poate și nu, această echipă mobilă intervine doar în cazul de strictă urgență. Nu are treabă pe prevenire. Dar doamnă, dar măcar are ce prevenire. Prevenirea e altă muncă. Prevenirea va veni în sarcina mediatorului. Exact, asta muncă. Deci să facă da, eu zic că mult prea mult. Mai avem având în vedere că nu se mai scrie nimeni la cuvânt, spunem la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva și în unanimitate a fost trecut și urmează diverse. Aș vrea să-i fi scuz la diverse dacă aveți treabă cu mine, dacă credeți că aveți multe, lăsați-mi înscris sau le lăsăm pentru ședința următoare. Dacă e ceva scurt și la obiect, de acord, rămân. Păi, numai un pic, așa, cu vinții puține puteam spune și mai multe. După ploile astea și vine sezonul... Unde trebuia să intrăm, să ieșim mai greu din sate, mai trebuie un pic ulițele verificate. Da. La Teiuș acolo, pe la familia de acolo, că sunt abetiți și trebuie să iasă din curte să meargem, mai trebuie un pic. Am înțeles, poate că spuneți că suntem în timpul acțiunii. Așa. Din balastul scos de la Albea Strâmbului Sedet cu avizul sediaului, am avut depozitul său golit. Acum, cât mai suntem în termen, mașina o transportă zilnic, ieri, azi, mâine, să mai facem un depozit. Buldo va rămâne parcat la vară, la servru, ca să nu mai facem marș cu el dus dimineața, venit seara, evităm și consumul motorină. Tragem cât putem, depozitul deja e plin, încercăm să mai punem, azi am dus pe la Drăgușani. Nu, o să mai ducem și cu la Teiuș. După care, după Buldo, după noi, încercăm să intrăm peste tot. Foarte bine.
Am și eu ceva de spus. Și eu cred că vreau să vă spun ceva. Mai am câteva chestii, dar să le arăt domnule Vici. Vă zic cu toate unii trebuie să intervin. Dacă mai sunt niște locuri unde trebuie. Am ceva important să vă spun, dar nu mai știu ceva. Nu le-am notat, asta e. Da, domnul Blaga, până să au ce de primar. Da, da. Rugăm te mai este domnul primar un pic de verificat. Cine are sarcina respectivă, de mers de verificat astea verde și publice pe sat. Că am auzit că niște uliți, mi-au zis niște bătrâni, că deja, acum cum e timpul, că s-o scurătate ziua asta. Întune pe mai devreme, nu vede să meargă. Vale rău, inițierea noastră e tardivă, noi am făcut lucrul ăsta de mult. Ce mai mai drumuri de agricol nu s-au făcut. Între timp să mai ars, nu știu ce. Da, dar trebuie să chiar vincem, domnul primar. Cum? Și chiar vincem, iar nu funcționează. Unde am asta? Față la Brăzdaș. Ia uite. Nu are de mult. Ia uite. Trebuie luat vedere pe viitor. Am citit poliția la tine, la Vare, s-o spune imediat. Adică tot ce am spune fără imediat. Dar dacă nu spune nimeni... Mai era la frântâr. S-o locul mai reglat, aici e ce? S-o reglat, s-o preglare. Ieri. Aseară, ați văzut? Reglarea după... Eu știu că ieri se vor reglarea peste tot. A, dar s-o reglat. Da, s-o pe la 6. Să merg să mai fac o verificare. Ce se mai este la cuvânt? La frântâne acolo. Domnul Boc? Domnul Soare? Domnul Tomozei, pic. Da, poftiți, domnul. El are ceva cu podul. Eu cu podul. Domnul Tina. Ai cu podul acela și mai răi. Zii, păi faceți puțină liniște. Mai ne pune cu podul. Au săpat acolo unde am avut spartă conducta de apă. Da. Au acoperit, da, au lăsat pământul de o jumătate de metru sus. Și ce? Ăla face gălăgie, nu. Păi zice, eu sunt prostul satului, mi-au lăsat grămadă asta de... Păi, și am explicat, băi, așteaptă-o leacă... Așa să fie, până mai dolu, mai... La ce? La Toia. Nu, la Mircea. Da, da, la Toia Mircea. Și a zis, lăsați-l așa o leacă până se mai usucă și când o să-l călcăm, să vină un grede, îl întindem. El s-a luat de mine. Ăla să-l bată la acolo. Dar ce s-a dat o leacă puțin mai mare? Păi un mai. Da. Păi un mai se poate acolo. Vis-a-vis de drumul vostru, că nu știu cine spunea de asfalt Rădoaia. Săptămâna viitoare, luni, marți, se mici edificată de urbanism. Pentru la vânea felicitație. Pentru asfalt. Vis-a-vis de canalizare. Da? Ați uitat că ați aprobat indicatorii tehnici pe Hălubi și pentru canalizare Rădoaia? E depus la PDI. Și dumneavoastră vrea să faci să domnul guvernul va menține PDI-ul în funcțiune sau nu? Am zis că vă trebuie și pe domn primar, chiar vă rog. Și cum dracu să mai denumesc eu podul ăla? Să denumesc podieți? Cum vă dați să-l faceți la voastră? La el am tot pierd la rectificări. Când? Era cum solidaritatea. Dar măcar podieți! Un podieț, așa. Mai aveți nevoie, domnul primar, să uităm. Nu mai avem nevoie. Mai aveți următoare. Păi sunt ceva discuții, vă trebuie. Hai, domnul Vici, zice ce mai de toate și ala. Un podieț. Având în vedere că discuțiile s-au finalizat, de clar, mulțumim, să-i mulțumim. Ia da, apelează la el.